Ce? G-O-E. G-O-E. G-O-E 3. A-O-E. 3. A-O. 4 fostă sau un da. A-O-E. A-O. A-O. A-O-E. A-O-E, ea la lungit, zice, a? Da. Și mai trebuie să fie una. Da, da, mai e. G-O-A. Spune 6 unghiuri, mă. Da. G-O-A. G-O-A, da. Sigur că da. Dar e ce G-O-A? Păi G-O-A, e nu? Da. G-O-A. Și atâta trebuie să fie. Deci avem 4, hai să le vedem, să le spunem pe nume. Astea două puse la vârf. Da, puse la vârf și cele două alungite. Și două alungite. Ăsta, nu l-ai gândit pe cealaltă, doar așa ați citit. Da. AOC este ca și cum aș zice C-O-A. Da. Este același. Da. Și ăsta alungit. Bun. Deci ok. Da. Și mai avem o problemă. 15. De la 178. De la 178, da? Așa de ușor, îi faci la față. Fie punctele C, O și D coliniare în această ordine. Fie. C, O, D. C, O. D. D. Coliniare în această ordine. Da. Iar semidreptele. O, A, 1. O, A, 2. O, A, 2. Puncte, puncte, O, A, N. O, A, 2. Puncte, puncte, O, A, N. Situate în același semiplan cu determinată de dreapta CD. N-am înțeles nimic, să repet. Fie C, O, D, coliniare în această ordine. Iar semidreptele, O, A, 1, O, A, 2, până la O, A, N. O, A, 1, O, A, 2, semidreptele O-A... sunt situate în același semiplan determinat de dreapta CD. Să facem dreapta CD. Ia să facem. Facem dreapta CD. Facem repede. Da. Îl pun tot pe semidreaptă. Corect. Și acum, ce face dreapta CD? Plate, plan, un, două... Semiplane. Ăsta e partea de jos și cealaltă partea sus, da? Și acum, O, A, 1, Dalia. O, A, 2, O, A, 3, O, A, N sunt în același semiplan cu dreapta CD. Și mă întreabă. Acum, deci sunt așa semiplan. Adică nu trecem pe O, A, 1 aici, Dalia, și pe O, A, 2 în partea cealaltă. Asta mi-a spus. Deci în același semiplan, deci ne obligă să le desenăm în jos. Exact. Bun. Și acum mă întreabă. A. Câte unghiuri determină semidreptele? OC, OA1 și OD. OA1, să o desenăm. Deci, una, o, OA1. A1. Și acum? OA2 și așa mai departe, cum te puse. OAE. Și O, A, O, A. E. Du-ne jos, du-ne jos. OA1. O radieră? Da. Deci nu am dus OA1, OA2, OA3, OA, puncte, puncte, OA, indicii. Și acum mă întreabă. Câte unghiuri determină semidreptele? Trebuie să fiți atenți, da? Două rechte pe OA1. Ai dus, Davide? Da. Așa, A1. Atenție aici la întrebare. Câte puncte determină semidreptele? OC cu OA1 și cu OD. Vezi, fără să le fi făcut și pe OA2, OA3. OC, OA1 și OD. Câte unghiuri? OC, OA1 și OD. OC, OA1 și OD. Câte unghiuri? Două. Pentru că COD formează numai unghiuri. Nu, că nu le ia. Numai pe OA1. Pe OA1 o ia în calcul. Deci câte? Dar am luat-o și de eu. De ce? Eu nu am trebuit să fie în trei componente. Păi, uite, mamă, OC cu OA1 formează un unghi. OC cu OA1 formează un unghi. Acum... Ce trei? Lasă vedem ce trei vedem în scuitor. Că trebuie trei ce. Bine, nu am zis OC. OC, un unghi e stereo. Păi, OC nu e nu. OC cu OA1 formează un unghi. Adică ăsta. Ăsta. Acum, OA1 cu OD formează și el un unghi. OA1. Păi și noi ce am spus? Păi da, asta zicem, ziceți-le unghiurile. Deci OC cu OA1 formează un unghi. Primul unghi. Da. Da. Și fiindcă numai OA1 este cel care intră în discuție și OA1 cu OD formează și el un unghi. Da. Deci câte unghiuri sunt? Două. Numai două și O. Și unghiul a lungit. Și unghiul a lungit și OD. Trei unghiuri. Trei sunt două. Sunt trei. C, O, A1, A1, O, D, și C, O, D. Și C, O, D. Trei unghiuri, că e și unghiuri. Și numește-mi. Deci la A, răspunde. Trei unghiuri. Da. Deci la A mic e vorba de unghiuri, deși nu mic. Da.
vorba de ce o a 1. A 1 o de. A 1 o de. O de. Și ce o de? Și unghiul alungit? Și ce o de. De. Ai înțeles, Dania? Nu. Bun, la B. Dacă simt că ceva e neclar, hai să vedem. Nu, e ok. E clar? E, e bine. Aici nu ne supărăm, mă învățăm. Da. B. B. Determinat N, astfel încât cele N plus 2 semidrepte, deci determinați N, astfel încât cele N plus 2 semidrepte să sunt determine... N, sunt N. Una, două, N. N. Uite, la două profesor, explicații. Asta. Da, dar vreau să spun explicații, asta mă interesează. Deci, una, două, N și... OC este o semidreaptă. O semidreaptă și o de o altă semidreaptă. De ce sunt N plus 2? O semidreaptă. Da. Să determine 45 de unghiuri. Deci să avem, în final, 45 de unghiuri. Până la N cât ne ducem? Să vedem 45 de unghiuri. 44. N egal 44. Da, N 44, da. E 44 de drepte, da? Da, 44. Păi, când am dus numai una singură, câte unghiuri am găsit? 3. Ba nu, stați, N este 42, cred. Parcă, nu știu, eu cred. 45 de unghiuri vreau. Deci când am dus numai una singură... N e cam 42. Da, ascultă. A, când am dus numai una singură, am găsit 3 unghiuri. 3 unghiuri. Asta nu contează. Bun, când o să ducem două, oare câte unghiuri? Așa, sunu, când ducem două... Ia să vedem. Așa, până ducem... Nu, nu, numai două. Uite, eu vreau la două. Daria, numărul unghiuri o să fie 4 și... Iarăși ne ești nemulțumit, dar vezi tu că tu ești neapărat. 15 drepte. Ia uite, mă, ce chestie. Am împărțit 45 la 3. Dar nu știu exact dacă... Dar hai să vedem, la două atunci, dacă merge teoria lui. La două, ia să vedem câte unghiuri găsim. Numai la prima am stabilit, dar ea că sunt 3. 3, da. Deci este unghiul 1, 2 și cel alungit. 3. 3. Da, la a doua. Când am dus-o pe a 2, te ține stătătoare. Pe a 2 când ducem, aș avea unghiul ăsta, unghiul alungit, și unghiul alungit, da? Da. Dar unghiul alungit l-am luat data trecută. Nu mai luăm acum. Nu mai luăm acum. Însă îl luăm pe unghiul ăsta dintre ele, dintre a 1, o și a 2. Și avem 2. Și avem tot 3. Tot 3. Da, următorul. Când îl ducem pe a 3. Și următorul, și următorul, și următorul, și următorul. La fiecare se generează 3. De unde știți acest lucru? Poate mai adevărat. Păi hai să vedem. De asta și. Încercăm și la următorul. Le iau din nou. La a 1, când a fost dusă numai a 1, am găsit 3 unghiuri. Păi la lungi la mamă, nu mai luăm. La a 2, când am dus, tot 3 unghiuri. Am tot 3 unghiuri, pentru că avem Daria 1, 2 și al treilea dintre ele 2. Adică CO a 2, a 1 O a 2 și a 1 O. Hai să le spunem, ca să le și vedem. E vorba de unghiul CO a 2, CO a 2, a 1 O a 2, a 1 O, a 2 și a 2 o de. A 2 o de. Da, 1 o de, nu, că cu a 2 trebuie să o conțină obligatoriu pe a 2. În spate la... De unde vreveți cu 4? Ce o a 1? Păi a, pe a 2 trebuie să o conțină. Numai cu a 2 nu lucrăm. A, pe a 2 trebuie să o conțină. Cu a 1 am făcut-o. Numai pe a 2 trebuie să o conțină, trebuie să fie a 2. Ce o a 2? Ce o a 2? A 2 o de. A 2 o de. Eu am crezut. Și a 1 o a 2. A 1 o a 2. Când o să ducem pe a 3 la fel, trebuie să conțină pe a 3. Ia să vedem, trebuie să duci pe a 4. Hai să vedem dacă o conțină. Deci a 3. Ia zi tu unghiurile care le generează, Daria. Când o ducem pe a 3. A 3 generează, zi. 4 1 C o a 3, vorbește de sus. C o a 3, cu atenție, fără să faci așa. Următorul. A 1 o. Nu, hai să zicem a 3 o de. A 3 o de. Mai bine. Da. A 3 o de. Și a 1 o a 3, de profesor a 2 o a 3 spart deja. Păi spart, nu se verifică la. A 3 o a 2. Așa primim. A 3 o a 2 și care mai este, Daria?
Și a trei o? A trei o a unu. Deci vedem că încep să crească, numărul unghiurilor crește. Păi, dar și la doi a fost trei. Și nu o să, n-o să știm, că poate la a patru o să fie din nou. La a unu a fost trei, pentru că l-am luat și pe cel alungit. Alungit. De asta, că altele erau două. Sigur că da. Deci la a unu a fost alungitul și a fost mai două. Pe a fost încrescător, 2, 3... Ia să vedem dacă nu pe A4, ia duce-te pe A4, domnule. Să ducem pe A4. A4, dar să ducem pe figură ca să vedem. Și zi tu, dar ia într-o ordine ca să le ducem pe toate. A4. Uite, A4. Uite pe figură și numește-le. D-O-A4. Uite pe figură, domnul profesor. Și numește-le. D-O-A4. D-O-A4. C-O-A4. C-O-A4. A1-O-A4. Da. A2-O-A4. A1-O-A4. A2-O-A4. Și A3-O-A4. Deci, fiecare dată se mărește cu 1. Da. Câte sunt acum? La A4 sunt 5, la A3 a fost 4, la A2 3, la A1 2, că l-am așteptat la A5. Câte o să fie? Că poate nu sunt 6. La 5 sunt 6. Alungitul, îl lăsăm la sfârșit. Alungitul lăsăm la sfârșit. 1 plus 2 exact. Plus 3 plus 4. Păi atunci faceți așa, la A1 puneți 2 și spuneți deci, COD primul. La A1 punem 2. Eu și lăsăm pe A, COD, COD ăla, primul. COD, unul. Alungitul, da? Da, 1. Ce vreau problema? Păi nu mai leacă, să aveți un pic de răbdare. Deci la 1 avem 2, la 2, 3, la 3, 4, la 4, 5. Dacă s-ar păstra asta, când facem 4 și 5 unghiuri? Atunci ar fi. 1 plus 2 plus 3 plus cât fac 4 și 5? Așa, până la 9. Că de la 1 la 10 fac 55, deci dacă le adunăm. Avem de calculat suma 1 plus 2 plus 3 plus puncte, nu știu cât, plus 9 plus N plus 9 se fac egal cu 45. Sigur că și-a amintit suma de Gauss. De la 1 la 10, 55, la 1 la 9, 45. Da? Dacă nu ne amintim exact rezultatul ăsta, atunci zicem 1 plus 2 plus N, care face cât N pe lângă N plus 1. Vă amintiți, nu? Uh-huh. Supra 2, se facă 50. 45. Amplificăm cu 2 și vine N pe lângă N plus 1. N pe lângă N plus 1 se facă 90. Adică ce două numere consecutive mulțite se facă 90? 90. Da? Și vine 9 ori 10 egal cu 90. Și atunci N-ul egal cu 9. Deci A cât o ducem, Davide? A15, nu a fost corect cum ai scris pe masă? A cât o ducem ultima? Ca să avem 45 de unghiuri. Nu e egal cu 9, am zis. Nu e egal cu 9, am zis. A9. A9 o să fie mai pe 10. Cine s-a rugat? A9 o să aibă 10 numere, 10 unghiuri. Ca A8 am zis că o să aibă 9. Și primul numere și pe CO2. Deci la 4 am găsit 5 unghiuri. La 8 o să găsim 9 unghiuri, ca să luăm ultimul. A8, corect, da. Dar e foarte bine că e încălzit. Deci A8. Dacă îi explici, să știi că noi înțelegem, nu ne supărăm. Și deci, nu suntem foarte atenți. Încântați de intervenția aceea. Da, pentru că greșeam dacă puneam A9. Sigur că da. La 9 generează 10 unghiuri, zicea. Deci, atâta vreme cât 1, 2 unghiuri, așa, și atunci cum noi adunăm ien acela. Da, rezultem eu să-și o fac acasă, e foarte simplu. Construiți cu raportorul unghiuri de 90 grade, de 60 grade, asta e simplu. Așa, e și 25. Așa, problema a fost cea mai interesantă. Cea mai interesantă din toate. Recunoaștem asta. Și să ne mulțumim prietenilor noștri care ne urmăresc. Că ne urmăresc, nu, Davide? Da. Ne urmăresc în continuare, să ne dea like și share. Să spunem că la ora, totdeauna la ora 5. La 6 și jumătate, 6 și avem 30, matematică. Avem matematică la clasa a 6. Da, este eu important. Așa am anunț. Da. Și atunci hai să facem și o sinteză. Da. Sinteză la geometrie, am făcut măsura... Am fost măsura unghiului. Unghiurile, da, măsura unghiului. În primul rând. Măsurarea unghiilor cu raportorul. Exact, construcția unui unghi de măsură dat.
cu raportul, da. Construcția unui din măsură dată. Unghiul curs, un drept, am vorbit. Măsoarea unghiilor cu raportul. De măsură dată. Raportul. Am mai amintit aici unghiuri. Drept, obtus, da. Drept, unghi, obtus. Drept. Și să mă crească așa că e foarte important să începem geometria. Da. Iubiți, urmărească de la început. Drept, obtus, unghi lungit, am vorbit. Da. Fizica, cu testic. Hai să da? Da. Unghi lungit, am mai vorbit despre unghiuri opuse la vârf. Da, da, le-am zis asta, unghiuri opuse la vârf. Când așa. Așadar, dragilor, nu uitați să dați like și share, să vă abonați, să spuneți la prieteni, la cunoștințe. La revedere!